Ion Crăciunescu le a atacat din nou pe Kairos Vassaras. Președintele CCA din 2014. Am fost uimit de declarația lui Vassaras, care a spus că arbitrajul român este la cel mai înalt nivel european. Grigorescu, ce fundație are când spune? El știe istoria arbitrajului românească. Ghilimele, a spus Crăciunescu în emisiunea Digi Sport Matinal. FCSB a împușcat pentru FCSB. Are 4 luni de contract și negociază plecarea în Ungaria, la ce declarația lui Vassaras se referă. Crăciunescu. Singura mea sarcină să lucrez ca persoană juridică responsabilă din punct de vedere legal și cred că știți foarte bine că astăzi, în România, numele meu legat de cea mai înaltă dezvoltare a arbitrajului român, care astăzi nivelul european must high, care dezvăluit realizările arbitrajului român la nivel internațional în ultima perioadă. Ion Crăciunescu a arbitrat 230 de meciuri în prima ligă din România. El a fost delegat la Campionatul European de Tineret în 1988, la finala Campionatului European de Juniori din 1992, în semifinala a Cupei Intercontinentale din 1995, tot în 1995. Crăciunescu a dus la centrul și finala Cupei Europene a Campionilor Ajax Amsterdam, AC Milan 1-0. Ion Crăciunescu se a retras din arbitraj în 1996. De atunci a fost președinte al echipelor din Liga 1, președintele Comisiei Centrale a FRF, fiind acum un analist TV, la cel mai înalt nivel european. O declarație ridicolă, că Lucian Rusandu s-a grăbit să-l contrazică. Aceasta este în ideea că centrul SF George a rupt meciul CFR Utah, pe al cărui parc l-a făcut pe gafe pentru un sezon întreg. În consecință, ziarul a pus nota 2 și nu a făcut o Dinamo 1 fierbinte. Celălalt frig, favoarea făcută de Sherdan către Dinamo, după ce a vândut acțiunile procesului la care nu renunță.